O să încep cu o problemă. Cu o problemă pe care o au foarte recent adolescenții. Și anume, vor să se sinucidă. Primesc mesaje. Dar nu de la părinți care nu sunt atât de disperați. Doar îmi prezintă problema și mă întreabă dacă e caz de psiholog sau de psihiatru. Ce pot să spun despre așa ceva? Despre adolescenți care vor să se sinucidă? E caz de psiholog? E caz de psiholog, da, bineînțeles, pentru că copilul ăla are mari probleme cu sufletul lui. Nu înțelege nimic din ce îi se întâmplă. Nu vede lucrurile clar. E clar o problemă de familie. Când spun că e nevoie, în asemenea, în cazuri de terapie familială, lumea fuge. De ce fuge? Pentru că părinții nu au nevoie de terapie. Pentru că se consideră că ei nu au nevoie de terapie. Pentru că nu eu sunt bolnav. Copilul e. Copilul care a preluat toate energiile și emoțiile în timp celor 7 ani în care și-a format personalitatea. Și pe urmă are de-a face cu schimbări, probabil, de mediu, de școală, de prieteni, de oameni. Dacă ești într-o țară străină și ești român sau altă naționalitate, e clar că nu o să fii pe placul nimănui. Și atunci, cum înfrunți? Cum înfrunți situația? Am avut copii cu learning disabilities, ok? Care aveau certificat că ei nu pot și nu au cum să se descurce într-o școală normală și nici nu au cum să fie la nivelul copiilor considerați normal, pentru că normalitatea e cum vrem să vedem noi lucrurile. Da? Și am constatat că era vorba doar de anxietate și că nu era niciun learning disabilities sau mai multe. Și era frica care îți îngheață creierul. Frica care în momentul în care te expui sau trebuie să spui ceva sau trebuie să fii la fel de competitiv ca ceilalți și nu te simți în stare pentru că ai crescut într-o altă parte, ți-e frică că nu știi limba, ți-e frică de multe lucruri, ai înghețat. Ai înghețat și ce o să spună domnul psiholog de la școală sau profesorul care nu e pregătit să înțeleagă problemele emoționale? O să spună că nu ești capabil și că ai learning disabilities, ceea ce e fake, nu e real. Nu e real, pentru că nu ați analizat, dragii mei colegi, problema până în capăt. Nici măcar la cauze nu ați ajuns. Ați dat direct diagnostic văzând un simptom. Nu poți să faci așa ceva. Sau poți, normal, că se poate orice, se pare că se poate orice, dar asta înseamnă bătaie de joc. Nu sunt capabil, nu sunt capabil, stau în banca mea. Dar cine stă în banca lui? Toți vrem să ne expunem, așa cum știm și cum putem. Plecând de la sinucidere, așa am vrut să încep video-ul ăsta, așa am ajuns la altceva. E o problemă chiar foarte gravă. Nu știu cum, dragi părinți, nu vă dați seama. Sau îmi spuneți, păi e de un an jumate, facem terapie și nu se întâmplă nimic. Ba mai rău. Păi și la psihiatru ce se întâmplă? Știți că pastilele antidepresive creează efecte secundare care îți dau stări de sinucidere? Îți dorești să te sinucizi din cauza pastilelor? Pe lângă că vrei să te sinucizi pur și simplu, hai că mai iau niște pastile care să mă ajute puțin mai mult, să-mi crească dorința de a mă sinucide. Știți asta? Știți că înainte să mergeți la psihiatru, mai informați-vă, este Google, aveți o grămadă de surse de căutare. Nu mai suntem în epoca de piatră, să nu înțelegi, să nu știm, să nu avem cum să căutăm. Psihiatrul îi spui, vrei să te sinucizi? Fica mea vrea să se sinucidă, la la la, și el îți dă pastile. Nu stă să te asculte, nu stă să caute, nu stă să te asculte, nu stă să nimic. Nu stă să-ți rezolve problema. Da? E o chestiune foarte gravă. Că totul pleacă de acasă. De acasă pleacă tot.